de acest lume. Iar după ora 12 am aflat că există un domn în România pe care îl cheamă Samson Dumitru, alte amănunte despre eu nu știu decât cele care mi-a dat doamna procuror, pe care o citez. Este fiul vitrei al ministrului Dobrințoiu și este o persoană cunoscută în lumea internă. Asta mă vorbea doamna procuror. Nu cred pe cuvânt, dar v-am citat ce a spus. Altceva nu știu despre acest. Iar vis-a-vis de altă persoană cu care v-ați asociat, respectiv acest domn Grosu, ați cercetat măcar aici? Cum s-a făcut această asociare între dumneavoastră? Cum s-a făcut asociare? Am aflat și despre acest domn că există, dar tot ieri la ora 12 la DNA Cluj am întrebat colegii criminali, fiind singurul dintre cei trei prezentați, nu s-a mai prezentat un domnul Dumnezeu, fiind singurul din județul Oradea, am întrebat pe colegi dacă îl cunosc, am aflat de la ei că există un asemenea personaj, că pare un trecut nu foarte curat, dar glorios, și tot ce pot să vă spun este că nu l-am întâlnit în viața mea, așa că... Și nu știți cum s-a făcut această asociere între dumneavoastră și el, totuși s-a ales, a aleatoriu un nume și... El a fi dat o declarație, să fi dat în timpul client, am văzut din ăștia care se ocupă de respectarea legii, nu m-aș mira să fi pus în acea declarație mării. Dar eu, omul ăla, să mă duc oricine, pe cine vrea, Marcus, să spună că m-am întâlnit o roată, că nu-l cunosc, nu l-am văzut.